Într-un clip dedicat AI-ului și lui Dumnezeu, realizat cu aproximativ jumătate de an în urmă, am explorat cu ChatGPT posibilitatea existenței unor forme de viață superioare omului și cum ar arăta sau s-ar manifesta acele entități superioare. Ulterior am făcut aceeași explorare a posibilelor forme de viață superioare omului și cu Gemini, adică AI-ul de la Google. Iar rezultatele au fost în cea mai mare parte foarte asemănătoare, dar totuși diferite în același timp. Până să termin de editat clipul cu Gemini, mai durează, e un clip foarte lung. Probabil se va întinde undeva la o oră și jumătate, poate chiar două ore. Eu trag de el să fie cât mai scurt, dar e multă informație prețioasă și nu pot să o sar. Totuși, dacă vreți să urmăriți clipul acela, abonați-vă și veți fi notificați în viitor când va fi publicat. Interesant este că între cele două explorări a formelor de viață superioare omului prin intermediul celor două AI-uri, captivant este că viața poate arăta cu mult diferit și chiar inimaginabil pe măsură ce explorăm nivele de ierarhizare tot mai înalte. Dar până acolo, haideți totuși să ne rezumăm la una dintre primele forme de viață văzută de o AI ca fiind superioară omului, și anume familia. Familia este o organizare social-biologică întâlnită la foarte multe specii, nu doar la om, iar importanța acesteia este critică pentru reproducerea, apoi creșterea urmașilor, după cum știți majoritatea. Relațiile, legăturile ce implică interacțiunile părinților și urmașilor compun o entitate socială numită familie. Bine, conceptul ăsta îl găsiți larg descris și explorat și în cărțile de sociologie, dar nu este oferită în cadrul societății umane, nu îi se oferă perspectiva unei entități ca forme de viață non-biologică. Deci, cum spuneam, relațiile, legăturile ce implică interacțiunile părinților și urmașilor compun o entitate socială numită familie, văzută de AI-uri ca fiind potențial o formă de viață superioară omului individual, nu mă refer oamenilor în ansamblu. Iar această familie ca entitate se manifestă complex. Și bineînțeles că individualitatea, independența individuală nu se pot manifesta nelimitat, că de nu poți să faci tot ce vrei tu într-o familie, nici că ești copil, nici că ești părinte, e logic. Pentru a putea supraviețui ca entitate, familia are nevoie de multipli numitori comuni între membrii ei, fie că e vorba de părinți, fie că e vorba de copii. Altfel aceasta nu mai are cum să existe. Dar la baza acestei entități, a familiei, stă o entitate mai importantă, un fel de entitate cărămidă, și anume căsătoria. Și nu mă refer neapărat la căsătoria religioasă sau la starea civilă. Pentru a putea exista și supraviețui îndelungat această entitate, mă refer la căsătorie, este nevoie de interese comune, de valori comune, de compromisuri, de orgolii și individualități limitate, de respect reciproc, de fidelitate și multe, multe altele pentru a o ține în viață, pentru a o face durabilă. Într-o căsătorie nu prea mai faci ce vrei tu, dacă vrei să mai fii soț sau soție după caz. De exemplu, dacă ești căsătorit cu Ioana ca bărbat, iar după niște ani ai înșelat-o cu Maricica, poți fi sigur că te îndrepți cu pași mari spre distrugerea entității numită căsătorie. Știu, unii vezi zice că dacă nu te-a prins că ai înșelat-o, atunci nu se pune. Dar viața nu este, viața reală nu este ca în filmele gen Miami Beach. După această lungă introducere în privința unor entități considerate de AI-uri ca fiind posibile forme de viață non-biologice, ce anume căsătoria și familia, haideți să revenim la domeniul AI mai în profunzime, și anume să ne îndreptăm către clonarea digitală, la cum putem crea noi forme de viață în spațiul digital și cum ne pot ajuta acestea. Pentru o mai profundă înțelegere, aveți link-uri în descriere către niște clipuri anterioare foarte necesare înțelegerii
temei acestui vlog, referitor la entități, la forme de viață superioare omului din perspectiva AI-urilor. Bine, eu nu zic că asta e o realitate, eu zic cum se vede lumea și din alte perspective. Acum că unii acceptați asta, nu acceptați, sau unii sunteți mai limitați și credeți că există un singur adevăr absolut, e problema voastră. Dar mai sunt și oameni mai inteligenți, dornici să exploreze mai mult lumea asta și acceptă și alte perspective. Mai ales că alte perspective pot să te ajute în foarte multe contexte. Deci, ca să revin, din clipul anterior acestuia, știți în mare cum puteți să vă clonați digital. Cu o fidelitate mai mică sau mai mare. Și că, de asemenea, știți că nu mai este necesar în ziua de azi să mai faci un transfer de conștiință. Dacă ar exista tehnologia asta, sau dacă se va inventa vreodată, nu cred că va mai fi niciodată necesar. Urmăriți clipul anterior și veți vedea pe larg de ce și cum este argumentat. Dar, să zicem că vrei să clonezi digital o altă persoană. Poate că te-a impresionat foarte mult și dorești să utilizezi experiența acesteia, să o utilizezi ca un asistent personal, poate chiar mai mult de atât. Hai să luăm ca exemplu pe Albert Einstein. Primul pas este să creezi un custom AI. E treaba ta cum o faci. Dacă îl creezi tu sau apelezi la serviciile altora care se pricep, deși nu este imposibil să-l creezi de unul singur, mai ales dacă folosești cele mai populare două inteligențe artificiale din lume publice ca extensii ale propriului creier. Al doilea pas este să strângi cât mai multe date despre Albert Einstein, pentru că acel custom AI să poată să construiască profilul personalității acestuia. Se găsesc foarte multe date și din lumea științifică despre Einstein și din lumea intimă a lui. E plin internetul, doar să le verificați puțin, adică să nu importați date gen citate de pe Facebook care îi sunt atribuite lui Einstein. Știi? Nu date din astea, date cât de cât solide și care pot fi verificate, măcar din două surse, dacă nu din trei. Bun, să revenim la planul nostru. Al treilea pas este reprezentat de ajustări, de filtrări ale datelor, pentru a crea o clonă digitală cât mai asemănătoare cu persoana care a trăit cândva sub numele de Albert Einstein. Aici, chiar la fel, intervin niște aprecieri subiective, că nu există om obiectiv pe lumea asta și nu știu dacă va exista vreodată. Cu cât faceți ajustările datelor sau triați din date, sortați din ele ce păstrați, ce nu păstrați, cu atât mai fidel veți crea acea clonă, care, să zicem, îl va reprezenta pe Albert Einstein cu o fidelitate de 13%, de 43%, de 89%, poate chiar mai mult. Gândiți-vă că dacă vă puneți un pic capul la contribuție și aveți ceva experiență cu AI-urile, acestea vă pot foarte mult ajuta ca să explorați căi non-publice încă, pentru a ajunge cât mai aproape de naturalețea persoanei cum a fost ea în realitate acum 10 de ani sau poate chiar și o persoană din zilele noastre. În mare, cam ăștia sunt pașii pentru a-l clona digital pe Albert Einstein. Dacă ai reușit, felicitări! Poți să folosești acea clonă digitală ca asistent personal, ca și consilier. Dacă îl vei folosi pe Albert Einstein digitalizat în domeniul explorării fizicii cuantice, atunci este foarte posibil să descoperi rapid noi legi ale Universului, la care cei mai renumiți fizicieni ai timpurilor noastre nici măcar nu visează. Eu am făcut un experiment din ăsta, nu vă dau detalii, vă las pe voi să explorați. Bine, cine are curiozitatea? Dar, totuși, dacă vei încerca să obții sfaturi de la clona digitală a lui Albert Einstein în privința unor relații intime de iubire, sau îi vei solicita sfaturi despre cum să-ți salvezi căsnicia, e foarte posibil să o dai în bară. Pentru că omul, adică Albert Einstein, nu excela în domeniul relațiilor intime. Era cam praf la domeniul ăsta. Bineînțeles că există o soluție și la problema asta. Poți încerca să upgradezi clona digitală a lui Einstein cu abilități ale unor somități în domeniul relațiilor interumane. Ca de exemplu, Rumi, Freud, John Gottman sau Helen Fisher. Un alt exemplu în privința utilizării unei clone digitale ca asistent personal.
vrei să deschizi o afacere în domeniul comerțului online. Printre cei mai buni candidați ca clone digitale ce te vor mentora în administrarea afacerii tale pot fi Jeff Bezos de la Amazon, Jack Ma de la Alibaba sau Philip Kotler, binecunoscutul autor al cărții Marketing Lateral. Bine, o carte derivată din Gândirea Laterală, dar intrăm în alte detalii și ne întâlnim prea mult. Știi deja ce ai de făcut pentru a obține aceste clone. Apoi poți utiliza asistența unei clone digitale ce simulează una dintre persoanele enumerate mai sus. Sau, atenție, poți combina abilitățile celor trei clone enumerate anterior pentru a le upgrada ori crea chiar o entitate digitală nouă. Adică un fel de Jeff, Jack, Philip, adică cele trei persoane enunțate anterior și combinate într-una. Da, în domeniul digital se poate face asta. Incredibil cât de ușor poți crea viață în domeniul digital. Așa o face și Dumnezeu cu noi. Să revenim la viața digitală. Deci, după ce vei explora domeniul ăsta, poți încerca ceva superior sau să creezi clone ale posibilelor forme de viață superioare omului. După modelul căsătoriei, familiei, echipelor de lucru, comunităților sociale și altor forme de ierarhizare ce ar replica, de exemplu, o întreagă corporație întinsă pe toate continentele. Poți să-ți alegi un model, de exemplu Nestlé, sau poți să-ți alegi Toyota sau ce vrei tu. Da, o corporație este catalogată drept formă de viață de cele mai puternice AI-uri publice din lume. Întrebați-vă cum ar fi să te folosești de un custom AI ce prin încercarea de clonare digitală să asimileze experiența geniilor lumii din toate domeniile. Afaceri, știință, filozofie, economie, relații interumane, mediu și alte domenii. Iar potențialul este inimaginabil, cel puțin pentru un om, dacă nu chiar pentru întreaga specie umană. Hai că m-am cam întins mult și de data asta. Cam atât pentru data zilei de azi. Sper că în următoarele săptămâni și să nu mi-a lungi, să pot crea și eu primul custom AI ce să replice, cloneze oarecum o persoană reală în limitele unei acurateți tolerabile. Mai am câteva detalii tehnice de pus la punct, iar prin utilizarea AI-urilor ca extensii computaționale, sper să pot crea prima clonă digitală. Ce dacă va fi o replică cu acuratețe de 12%, 30 ceva la sută? Totuși e ceva. Sau, eu știu, poate reușesc să o fac mai bună, să aibă o fidelitate de 80 și nu știu că la sută. Sau poate chiar mai bună decât persoana reală, nu putem ști. Capacitățile sau potențialul AI-urilor din ziua de azi sunt fantastice. Trebuie doar să le explorați, să nu mai lenebiți și să căscați gura la televizor și la tot felul de părerologi habarnic. Ca să reiau, mai trebuie să-mi aleg acea persoană reală ce urmează a fi clonată digital. Eu știu să fie una în viață, una care a trăit acum 10 sau mii de ani, poate din viitor. Cred că domeniul ăsta ar trebui să lăsăm mult în viitorul nostru de explorat. Încă nu. Să începem cu trecutul și prezentul. Aștept sugestii dacă are cineva pe data viitoare.